astăzi este relația cu copilul. Cum pot să comunic eficient cu copilul meu, la orice vârstă. Și aș începe prin a vă pune o întrebare. Câți dintre dumneavoastră sunteți părinți aici în sală? Dacă e să ridicăm mâna. Mulțumesc, deci suntem cu toții o mare familie de părinți, aproape, nu știu, este cineva, sunt ca un devenire sau cu intenția de a deveni părinte, da? Aha, mă felicit, trebuie să vă puneți pe treabă. Deci, cred că suntem o familie și sper că data viitoare, dacă am fi adus și copilașii noștri, cred că eram și mai mare, eram o sală mult mai mare. Deci avem cel puțin un punct în comun în seara asta, suntem majoritatea părinți și ne punem cu toții, cred că, întrebarea ce înseamnă să fii un părinte bun, da? Cum definim sunt sau nu sunt un părinte bun? Ce fac ca să fiu un părinte bun? Copilul îmi vorbește, dacă îi răspund într-un fel... imediat mă taxează, mă întreb, de fapt am greșit, de fapt am greșit față de el, de fapt am greșit față de mine, că nu sunt coerent cu ceea ce cred eu despre o bună educație. Cine îmi definește, practic, dacă sunt un părinte bun sau nu sunt un părinte bun? Cine credeți că definește răspunsul la această întrebare? Fiecare dintre noi. Soțul, unii spun că soțul este cel care spune ești o mamă bună sau ești o mamă rea. Soacra. Copilul, și soacra, evident, soacra întotdeauna e în joc, de la început. Copilul, unii copii spun ești o mamă rea. Considerați că dacă copilul spune ești o mamă rea, sunteți o mamă rea? Nu. Deci nu copilul este cel care definește. Sunt un părinte bun dacă răspund copilului din punct de vedere al satisfacerii a trei nevoi fundamentale. Și anume, nevoile fiziologice, nevoile educaționale și mai ales, și acolo unde există foarte multe metode externe, nevoile relaționale. O să vedem în seara aceasta cu ce se mănâncă, ca să zic așa. Ce înseamnă nevoile fiziologice? Iar așa, la întâmplare, cine vrea să răspundă, ne facem că suntem ca la școală, nu vă taxez, vă comit. Și la final o să vedeți că fiecare o să... Dar pe sfârșitul conferinței nu o să mai fie timp, că toată lumea o să vrea să se exprime. Cam așa se întâmplă. Nevoile fiziologice, ce credeți că înseamnă? Mâncare, somn, protecție, igienă, foarte bine, da? Îl acoperă în ungar, îl curăț, da? Cu siguranță că cei mai mulți dintre noi reușim să satisfacem, sau asta este misiunea pe care ne-o dăm de la început și practic, aș spune, nu știu, generațiile trecute cel puțin, foarte mulți dintre părinții noștri considerau că dacă răspund acestor nevoi fiziologice, i-am pus de mâncare, l-am îmbrăcat, copilul crește de la sine. Cam așa se întâmpla cel puțin, vreau să, din experiența mea, vă povesc din experiența mea. Să mai ținat cont de nevoile educaționale. Ce înseamnă nevoile educaționale ale copilului? Înseamnă că eu, ca și părinte, mă ocup practic de mediul în care îi dau șansa să crească. Eu aleg la ce grădiniță vreau să-l înscriu, eu aleg la ce curs de pastrachiță îl înscriu, da? De creativitate, de comunicare. Eu aleg școala pentru copilul meu, și nu las, așa cum de cele mai multe ori avem tendința, unii dintre noi, zilele noastre, să aleagă, să-i punem pe umeri o responsabilitate care, practic, este mult prea mare pentru copil, da? Până la ce grădiniță vrei să mergi? Sau la ce școală ți-ar plăcea? Sunt niște întrebări care derutează copilul. Deci eu, ca părinte, sunt, ține de datoria mea, de răspunderea mea, de a-i satisface aceste nevoi educaționale și de a mă ocupa, de a-i crea mediu, eu aleg în ce mediu îi răspund acestor nevoi educaționale. Nevoile relaționale, o să le vedem pe parcurs. Dacă nu răspundem acestor nevoi relaționale,
practic, n-aș spune că degeaba răspundem la celelalte două, dar riscăm să creștem un adult, un viitor adult, care va avea deficiențe emoționale, deficiențe la nivel de interacțiune cu ceilalți, la nivel de comunicare și așa mai departe. Dar pentru a crește un viitor adult autonom, un viitor adult responsabil, misiunea mea de bază ca părinte este să răspund nevoilor relaționale ale copilului. Și ca să fiu mult mai concretă și la subiect, am să vă dezvăluie că metoda cu care lucrez este o metodă care se bazează aproape, exclusiv pe vizualizare, deci arăt despre ceea ce vorbesc, ca să mă fac cât mai bine înțeleasă. Și pentru asta aș avea nevoie de doi participanți care să vină să mă ajute în față, pentru cei care au mă cunosc sau au văzut sau cursurile mele, știu că nu știu cam venit, deci aș avea nevoie de un domn și o doamnă, dacă se poate să veniți în față, să vă arăt ce se întâmplă în relațiile interumane. Gabi și Călin. Gabi și Călin. Gabi și Călin au făcut cunoștință acum și cu mine în același timp. Și aș vrea să vă arăt, practic, ce înseamnă comunicarea între oameni. Pentru că eu, înainte să lucrez în metoda asta și să descoper ce înseamnă comunicarea relațională, eram un mare specialist al comunicării și știam totul în comunicare, dar nu înțelegeam ce se întâmplă între doi oameni care se întâlnesc, pur și simplu. Și mi se spunea așa, mi se spunea că comunicarea înseamnă un emițător, un receptor, nu? Un canal, se spunea așa, canal, un mesaj, nu? Se codifică. Aha. Haideți să ne jucăm un pic. Cine vrea să fie între voi doi, emițătorul? Dacă își dorește să fie un emițător. Ok, să zicem emițătorul, da? Implicit receptorul. Mesajul, dacă ești emițător, ai un mesaj către Călin? Nu se lasă să te compare. Ok, mulțumim. Poate putem face ceva pentru asta și chiar să deschidem așa dacă vreau. O sugestie bună dacă sunteți de acord cu trece la logistică și organizare, da? Putem deschide puțin geamul și poate să discuțim confortabil. Ok. Ei, în momentul când emițătorul, da, Gabi a transmis un mesaj, da? Presupunem că mesajul este acesta. Asta e mesajul tău, da? Îl simbolizez prin această jucărioară, da? Asta este mesajul, avem emițătorul, avem receptorul și avem canalul prin care circulă acest mesaj. Legătura care se leagă, se formează între cei doi, da? Poate acum tu ai făcut așa, ai trecut niște canale către toată lumea, deci către organizator, dacă se poate să... Acesta este mesajul care îl transmite Gabriela, da? Către Călin. Îl transmite. Și iată că ajung și la urechile lui Călin. Să zicem, ce vreau eu să evidențiez? Vreau să evidențiez faptul că dacă n-ar exista acest canal, practic eu am auzit de un emițător, mesaj și receptor, și foarte puțin mi se explica că există canalul. Sau canalul era pus așa între paranteze și canalul în comunicare. Ei, eu am descoperit cu ceva timp în urmă că, practic, din tot procesul comunicării, cel mai important, chiar cel mai important element, nu este ea, nu este el, nu este mesajul care vrea să ajungă la el. Este acest pe care noi numim relații. Dacă nu există acest canal, dacă nu am grijă de acest canal, dacă nu se formează acest canal între noi, ea poate să încerce să transmită un mesaj, dacă nu are prin ce să treacă, acest mesaj, ea se va exprima doar. Și acest mesaj va cădea pur și simplu lângă ea. Degeaba sunt într-un căpere cu soțul. Eu sunt aici, soțul e foarte aproape. Dacă nu există această relație,
organismul viu pe care să-l întrețină. De ambele părți. Eu mă pot tot exprima. Mi-e fric. Soțul la capătul lui de relație. Zice, meciul de fotbal acum e în apogeu. Se întâmplă des? Nu, nu. Ce-am descoperit? Comunicarea înseamnă întreținerea acestui organism. Întreținerea relației. Relația este un organism viu, comunicarea înseamnă 1 plus 1 egal 3. Eu, tu și relația dintre noi. Din ziua de astăzi, începând de acum, dacă deveniți conștienți că între fiecare dintre noi, în timp ce mă adresez vânzătoarei de la magazin, colegei de servici, copilului, pentru că sunt în relația cu copilul, alimentez, eu decid dacă alimentez sau nu acest organism viu, alimentez această relație. Iar eu vă voi da niște unelte astăzi, niște instrumente, cum anume fac să întrețin acest organism viu, să-l hrănesc, să fie viu, sănătos, să crească frumos, da? Să se dezvolte frumos, la comunitate. Pentru că o relație care nu se dezvoltă harmonios și cum trebuie, începe să se îmbolnăvească, să facă noduri, să se dorească, să se deterioreze, să începem să ne transmitem mesaje negative unul altuia care trec prin această relație. Și ea transmite și ea la rândul ei și începe relația să se îngreuneze astfel încât dacă el mai zice că este, vă dau și o palmă, așa? Și unul din el spune, ia, nu mai pot. Și zice, nu mai pot, relația se rupe de la sine, unul din el spune, e greu să mai țin contrastul de capătul meu de relație. Ca să întreținem acest organism viu, să se dezvolte frumos, în primul și în primul rând trebuie să devin conștient că el există în fiecare din relațiile din viața mea. Și că eu sunt responsabil de jumătate de relație. Dacă o relație nu merge cu copilul, cu partenerul de viață, de mine ține 50% să îngrijesc această relație, să încep să o curăț, să dezvolt, să deznod nodurile. Și o să vedem, să vă spun mijloace concrete de a se ocupa de acest organism. Orice relație la care țineți, care vă e dragă și importantă pentru voi, e bine să începeți prin a clarifica care sunt relațiile importante din viața mea, relația cu mama, relația cu tata, relația cu partenerul, partenera de viață, relația cu copilul, și să începeți să îngrijiți, să aveți grijă de acest organism. Conștientizarea faptului că am jumătate, posibilitatea să mă ocup de o relație. Dacă ceva nu merge, practic, jumătate sunt responsabil de faptul că nu merge și am 50% șanse să repar. Celelalte 50% aparțin celui. Având această perspectivă, ies din dinamica acuzației celuilalt. Tu nu faci bine. Tu nu mai scoți la cinema de 20 de zile. Ani. Nici tu nu faci.
plecați și da, pe ca la capăt tu celălalt, da? Mâncare ca mama. Acuzația celuilalt, da, implică o lipsă de responsabilizare. Ce vă propun eu, începând de astăzi, să vă uitați și să ziceți, wow, am 50% șanse să curăț bucățica asta mea, să o fac luna. Și am o viață întreagă la dispoziție să mă apuc să curăț bucățica asta mea cu partenera de viață, bucățica asta mea cu, presupunem, da, mă ajutați, mulțumesc, cu colega de servici, dacă e important, da? Și așa mai departe. Bucățica asta mea cu vecina, relațiile care sunt importante din viața voastră. Deci este un full-time job, o viață întreagă. Dacă doriți, dacă vă interesează, să începeți să curățați aceste relații. Și vin în frumoasa relație, să ajungem la relația părinte-copil. Cei doi să presupunem că nu vă cunoașteți, facem o scenetă de dragoste, v-ați întâlnit astăzi, da, ce frumos, mai întâlnesc oamenii și pe la conferințe, nu numai la job, că este unicul loc unde se mai pot întâlni oamenii astăzi, la locul de muncă, că altfel suntem acasă și la locul de muncă până la 7-8 seara. Mă bucur că mai sunt oameni care vin la conferințe la 6 și că nu lucrează până la 7-8 seara. V-ați cunoscut la o conferință, la pauză începeți și ție ce ți-a plăcut, ție ce ți-a plăcut, da, schimbați mesaje care începulă frumos în relație, relația începe să înfierite. A, mie îmi place, mi se pare inteligent, are umor, da? Încep să apară, spunem, sentimente din partea... Și o inimă mai mică. Simți că sentimentul este cam puternice pentru început. Bine, haide să, dacă astea le simți tu, așa. Ți-e ok așa cu sentimentele astea? E ok. Astea sentimentele Gabriele, da, e simbolic, e simbolic. Călin, eu îți impune deja sentimentele de care trebuie să dai cu toată în relația voastră. În relația voastră. Aha, ok, deci te reprezintă, dar ea spune atât să mă iubești tu, eu atât, dar tu, dacă se poate, mult mai mult decât eu. Cam așa. Cam așa. Ok, sentimentele, după cum observați, sentimentele ei sunt astea, invit să nu le ascunzi în relație, să le păstrezi, sunt ale tale. Sunt ale tale. Sentimentele sunt ceea ce trăim în interior și nu putem controla. Dacă tu începi să ai aceste sentimente față de Călin, nu poți să spui peste 3 săptămâni la ora 5 tot ca sentimentele mele să fie astea, să se transforme în asta sau în asta sau în... De mâine nu mai vreau să-l vezi, sau sentimentele mele se transforme, să devină așa. Nu putem controla sentimentele noastre, ale celorlalți. Deci, atunci, îți dau veste proastă. Deci, n-ai de ce să-i spui cât să te iubească, că n-ai nicio șansă. Cu partenerul de viață vorbesc, nu cu călător. Da? Sentimentele, ce observați între cele două sentimente? Diferent. Diferență de ce? De mărime. De calitate. Formă. Textură. Intensitate. Greutate. Care de sentimentele astea? E greu să dai dovadă de atâta iubire. Cât o căruță. Foarte interesant. Bun. Ce vreau să evidențiez, sentimentele sunt diferite. Nu există două sentimente identice pe toată planeta. Nu există.
capabile de aceleași emoții, de aceleași sentimente, de aceleași, pentru că interacțiunile cu ceilalți sunt la momente diferite, oamenii sunt diferiți, deci așa cum clonajul, nu știu ce a clonat, da, în niciun caz sentimentele, în același mod, sentimentele sunt diferite. Vă spun asta ca să ieșiți din iluzia, auzi, eu te iubesc atât, mă iubești tu la fel de mult. Mai mult dacă da, mai mult. Și aici e temă dată clară acasă. E partenerul, soțul, pe aici, prin tot, nu? O să ținem în registrarea și o să-i acasă. Sentimentele sunt diferite. Sentimentele evoluează. Sentimentele nu pot fi controlate. Reguli de bază în igiena relațională. Ca să notați și să le țineți minte. Sentimentele nu sunt una cu relația. Aici sunt sentimentele lui Nicolin. Și aici vedem relația lor. Nu te confund. Aici sunt sentimentele, aici sunt relații. Eu pot să am sentimente extraordinare de iubire, frumoase, față de partenerul de viață și pot să am o relație. Se întâmplă? Vorbesc mai. Eu în cunoștință de cauză, voi cunoașteți situația care vă confruntați cu iubire multă față de mama și o relație conflictuală cu mama. Ok, deci, dacă nu am putere asupra sentimentelor și nu pot controla nici sentimentele mele, nici sentimentele celuilalt, ce pot eu controla și ceea ce îmi stă în putință este relația, și anume jumătate din relație. Și acum să presupunem că relația asta este frumoasă, că e la început cu sentimente frumoase, dovedite și arătate, relația, că aici circulă numai mesaje de bine și frumos. Rezultatul acestor frumoase sentimente este, când doi oameni se iubesc așa de mult, ce fac? Domnul, da? Ah, un copilaj! Un copilaj! Mă ajută cineva să simbolizeze copilașul care apare între cei de simbolul. Sigur, dacă tu îți dorești un copilaș din sală și copilașul poate la capătul lui de relație să spună eu nu vreau să fiu copilaș sau eu vreau să joc rolul copilașului. Uite, avem un copilaș acolo. Un băiat grozav care apare. Frumos, frate. Bine ați venit pe lumea dumneavoastră. Ok, a apărut copilul. L-am ustelit pe tata. Ia vedeți ce se întâmplă. A avut o grămadă de sentimente frumoase față de partenera lui de viață și iată cum a dat totul copilului. Și aici? Mai bate ceva aici? Asta și pentru mamă. Asta e pentru soție, da? Dacă vrei să îi arăți lui sentimente frumoase, ca și pentru el sentimente, scopul să îi arăți, să-ți arăți, să știi, să fii conștient că ai sentimentele astea față de el. Sentimentele sunt ale tine, sunt ale tale, sunt ale tale. Le poți arăta, dar sunt ale tale. Ok, deci să-ți reînapoiesc, să-ți reînapoiesc sentimentele. Ești conștient că ai sentimente față de partenera ta de viață, sentimente față de copilul tău și aici poate pentru doi copii un inconștient, da? Un nivel subconștient care a venit și el pe lume și deja construiești sentimentele pentru el. Ok, ce apare în primul și în primul rând când apare acest copil pe lume, dacă vrei să vii așa la mine și o să mă ajut, apare relația dintre acest domn și acest copil și relația dintre această doamnă și acest copil. Cum spui? Mamă. Până acum am cunoscut-o ca Gabi. Hei, Gabi, în momentul apariției acestui băiețel frumos, sănătos, câte kilograme la naștere. Nu mai știu. Misiune s-o întreb pe mamă. S-o întreb pe mamă. Când ajungi acasă. Ce face Gabi
devine, capătă două dimensiuni fundamentale care nu existau până atunci. Până atunci era femeia Gabi. Am nevoie de două doamne care să mă ajute să mă fac înțeleasă. Simbolic, vă rog, mulțumesc. Și încă o doamnă, dacă se poate. Și domnul, dacă doriți, am nevoie și de doi domni. Așa facem la pachet. Da. Da. Și încă o doamnă, mulțumesc, și încă un domn. Așa, dacă vreți domnii să poftească în haionul de... Totul e împărțit la așa. Două doamne. Ce se întâmplă în momentul în care apare pe lume băiețelul acestui frumos cuplu? Cum te numești? Ciprian. Voi ați ales acest nume. Da, ales acest nume. Ok. Apar Gabriela e aici și apar două dimensiuni ale Gabrielei. Avem aici o dimensiune de mămică și avem o dimensiune de mamă. Este una și aceeași persoană, o să vedem imediat dacă vă invit să fați așa cât mai aproape de ea, așa una pe o parte și pe cealaltă. Și aici avem nevoie, un domn aveam nevoie, orice, dacă ai ales primul ce vrei să fii, dacă s-au gătit. Aici, așa. Deci nu știu dacă se vede de acolo din spate, vedeți cu toții, da? Așa. Aici a fost o femeie și este în continuare o femeie parteneră a acestui domn. Aici era relația lor de cuplu, da? Este. Mai apare o relație în momentul apariției acestui copil între cei doi. Mai apare o relație, relația de părinți. Se vede? Aș vrea să o punem invers așa. Aici, dacă se vede așa din spate de acolo, aici avem relația de părinți, aici avem relația lor de cuplu. Aici vorbim despre... Ce bine aveți astăzi, da? Hai să mergem la film și îi spune, numai astăzi arăt bine. Chiar n-ai văzut că arătam și mai bine. Și încep reproșurile în relația de cuplu. Și aici vorbim, ce vorbim în relația de părinți, despre ce? De câte ori a făcut pișul, ce-a mâncat, ce mai vorbiți cu partenerul, cine duce la grădiniță, cine îl ia, da? Deci aici vorbim de ceea ce înseamnă creșterea și educarea acestui copil. De ce vă arăt aceste două relații? Pentru că de cele mai multe ori ce se întâmplă, în momentul apariției acestui copil sau a copiilor, asta, în general, ea, pentru voi bărbați, în general, ea, se dedică în exclusivitate celor două roluri și mai ales la început acestui rol frumos. Renunț la statutul de femeie pentru acest rol de mămică. Și atunci zici, aici se întâmplă lucrurile și aici, de cele mai multe ori, nu se întâmplă. Să mai întâmplă aici. Ce vreau să vă evidențiez, că se întreține sau nu această relație. Câteodată el se simte abandonat și neînțeles în această relație de cuplu și începe să povestească cu băieții de la servicii, începe să dezvolte o relație cu colega în care îi spune, da, despre cu tare lucru, da. Indiferent că această relație e întreținută, apare sau dispare și se rupe la un moment dat, de ambele sensuri. Această relație, relația de părinți, vă propun în beneficiu acestui copil, pentru că acest copil se crească autonom, se crească responsabil. Da? Această relație s-o întrețineți pe parcursul întregii voastre existențe. În beneficiu copilului.
De cele mai multe ori, conflictele care apar în relația de cuplu se reglează în relația de părinți și invers. Ea întoarce fundul pe canapea în relația de cuplu și el îi sabotează acțiunile în relația și ce nu îi cumpa cu cei apaștri, numai ca să nu îi cumpe cei roșii, cum a zis ea, că aseară, când m-am dus lângă ea la televizor, ea a zis că e foarte obosită. Deci ce vă invit să fiți conștienți de aceste două relații și să păstrați relația de părinți, indiferent ce se întâmplă în relația de cuplu. Sperând că ea este împreținută din data viitoare la o conferință pe tema de cuplu. Ei bine, apar aceste două frumoase roluri, da? Rolul de mămică și rolul de mamă. Ce credeți că se ascunde în spatele funcției de mămică? Rolului de mămică. Ce e vorba de prima perioadă? Da, orice e, da? Mămică înseamnă curia, față de soț, și mamă cum e să păstrezi relația, că aici Gabi are, vreau să păstrezi relația soț. Asta ești tu, aici tu ești femeia, tu erai și ești femeia. Și astea-s două funcții în plus ale tale. Deci astea țin exclusiv de copil. Da. Deci nu vreau să-l amesteci pe soțul și relația voastră de cuplu, cu aceste două. Aici ești în cuplu, da? Tu ești în cuplu. Imaginează-ți că mai ai două. Da, poate le vezi dacă le vezi mai în față pe... Sunt parte din tine. Ce ar însemna mămică, ce ar însemna mamă? Ce crezi că înseamnă mamă? Adult. Vorbește mai tare, mai tată, așa. Siguranță. Și tăticul nu se ocupă de siguranța lui, tăticul. Hai să sărim amândoi de la etajul 7. Nu sunt copința, nu? Adică era văzut o fetiță. Noi glumim. Nu sunt și glume. Deci, în realitate, nu există emoții acolo unde realitatea e și emoțiile sunt undeva. Am prins bărbații la cos, vă dați seama acum, ați bucurie pe mine. Adică, cum emoțiile nu există, realitatea.
Ok. Diferența o face el. O face el. Tu cum faci diferența? Cine e tata, cine e tata? Da. 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 Ce vrei? Ce vrei să ai mai mult tătic, mai mult tată? Dacă sunt amândoi mai mult, întotdeauna copiii dau răspunsurile cele mai corecte. Da, așa și este. Acest copil, ca să crească așa frumos, are nevoie și de dimensiunea de tătic și de dimensiunea de tată. Tăticul, mămica, sunt în dimensiunea care dau copilului, dau în această relație, dăruiesc și primesc de la copil în această relație. Ce dăruiesc copilului? Ce dăruiesc copilului? Bucurie, veselie, afecțiune, înțelegere, acțiune concretă, cine mă ajută cu ce dar? Mâncare, răspăr, mângâier, timp, mă duc la față la kids, cadouri, răspăți, da? Deci asta dau. Încredere, cum îi dai încredere? Încurajez cu cuvinte valorizante, da? Deci iată că dau, dăruiesc copilul și vă invit să fiți conștienți pentru, de faptul că foarte mulți dăm copilor și nu ne dăm seama că de o păiceană. Păi am dat, de dimineață i-am făcut pâinica cu gem, dau în nevoile fiziologice, dau în nevoile relaționale, da? În atenție, în încredere, în siguranță, da? Dăruiesc. Primesc de la copil. Ce primesc de la copil? Recunoștință, cuvinte frumoase, desene de la grădiniță, îmi plac lucrurile sau lucruri concrete. Îmbrățișări, pupici, pupicuri, da? Astea le primesc, eu le primesc, el le transmite copilul, da? El le transmite în această relație. Depinde de mine, ca tată, ce fac cu ceea ce primesc, da? Poate copilul să vină de la grădință, zică, tati, tati, uite ce desen am făcut pentru tine astăzi și tatăl să fie în dimensiunea lui de profesionist cu capul plin de la servici și să zică, a, da, da, bine, vorbim mai târziu, da? Și să fie cu telefon. E, înseamnă că, deși copilul transmite, eu nu sunt în dimensiunea de tătic pentru că nu știu să primesc și de la jumătate pică. N-am ajuns să primesc, să amplific ceea ce am primit, mulțumesc, mă bucur, îmi place și eventual să răspund cu o valorizare. Deci în dimensiunea de tătic, în dimensiunea de mămică, sunt în dimensiunea în care dăruiesc și primesc de la copil. În dimensiunea de tată și mamă, sunt în dimensiunea, mulțumesc, sunt în dimensiunea în care cer copilului și refuz. Ce-i cer copilului? Mama, ferma, zic că ești ferma. Ce-i cer copilului? Tot. Tot. Credeți. Cum e cer? E bine că ai venit astăzi, înainte de a lua copii, să te pregătești și să descoperi că dacă îi spui, hai să mergem, ești, poți să te duci așa cum către el acolo, așa, așa, și hai să mergem. Sunteți amândoi doi elevi care merge și vă faceți temele și cine e adult? Iar acest copil are nevoie de un adult. N-are nevoie de hai să mergem să facem pipi. Eu aud acest plural și o să trecem imediat la ce să nu facem din punct de vedere verbal. Avem pojărel. Pare rău să aflu asta, dar nu se vede pe el. Dar cine are? Care aveți? Nu s-a ocupit. Am luat 10 la școală astăzi. Suntem atât de fericiți. Citeam de ună, zic, acum toată informația este pe blogosfere și pe Facebook și citeam
o pledoarie întreagă a unei mămici, foarte frumos argumentată, în sensul că mie îmi place acest plural, pentru că, practic, este un plural afectiv. De ce să nu mă leg eu cu copilul, să zicem, facem căcățel, mergem la... Da? Și tot felul de expresii în comun. Eu nu vă impun aici, eu nu să vă impun, nu faceți așa. Eu vă propun să-i dați acestui copil posibilitatea să realizeze că este o ființă autonomă, să crească independent, atât fiziologic, să știe să-și facă singur o feliuță de pâine cu ceva când mama nu mai e acasă, începând de la o anumită vârstă, independent, emoțional, da? Și nu dependent de acțiunile mamei, de emoțiile mamei sau tatălui și să-l trăiască în comun cu, da, sentimentele să fie comune. El este un viitor adult în devenire, să-i dau posibilitatea la capătul lui de relație să scuze, facă singur la toaletă. Da? El face așa, eu fac la altă oră, la moment. Cu cât îi dau mai repede posibilitatea să se individualizeze, dacă vrei, da? Cu atât mai mult va câștiga în autonomie, în încredere în sine, în capacitatea că poate să facă singur temele, ca să nu revin pe celelalte nevoi fiziologice. Deci în dimensiunea de mămică, în dimensiunea de mamă, pentru ca acest copil să crească frumos, are nevoie, așa cum a spus, dar spune mai inversă. Am nevoie de ambele dimensiuni. Dacă această dimensiune dispare, acest copil, da, întoarce spatele, acest copil va fi ca și chiopătân. Va avea doar dimensiunea de mamă care cere, frustrează, îți interzic să, da, urci pe gard, îți interzic să își cer să te sper pe dinți, îți interzic cu tare sau cu tare. Deci, orice ce copil are nevoie și de dimensiunea de mămică și de dimensiunea de mamă. Dimensiunea de tătic, mă joc, acord timp copilului, dau cadouri, da, cuvinte încurajante, am nevoie de dimensiunea fermă, de tată, ca să știe să spună, îți interzic, își cer, nu sunt de acord, își cer să, da, vii la masă, închizi televizor și așa mai departe. Da, să fac o cerere clară din perspectiva mea, la capătul meu de relație. Dacă îl privesc pe copil de una din aceste dimensiuni, riscă, cum spuneam, să nu ai echilibru emoțional. Evident că în primii ani de viață, cam până pe la 2 ani și 8, da? Dimensiunea de moment este aproape exclusivă, da? Pentru că dăruiesc foarte mult în nevoile fiziologice, spăl ochișorii și toate cunoașteți foarte bine, pentru cei și cele care aveți copilaj mai mici, da? Sunt aproape exclusiv în această dimensiune. Această dimensiune e necesar să apară la vârsta, după un an și 8 luni, 2 ani, jumătate, da? Dimensiunea care frustrează. De ce? Pentru că dacă nu există aceste limite, ar se spune, îți interzic să, își cer să, copilul testează. Și testează nu ca să vă manipuleze, ca să șantajeze, ca testează pentru că el are nevoie să vadă până unde poate merge. Care e universul? Îi testează cum face primii pași. Până unde pot să merg, da? Așa cum face și învață primii pași, așa încearcă și interval și în comportamente, da? Testează. Și dacă nu există acele limite care îi dau lui, practic, siguranța, există un cadru. Copilul va dezvolta ulterior ceea ce Jacques Salomé numește atotputernicia infantilă. Sunt unii adulți de vârste înaintate care cultivă acest sindrom cu, da, da, cu multă pasiune. Ce înseamnă să dezvolt acest sindrom atotputernicia infantilă? Înseamnă că atunci când am fost mic, când m-am născut, dacă am scâncit primul, am scos primul scâncet, ce-a făcut mama? A pus de-a
laptele a fost. Pulge laptele, divinitatea în casă. Mai faceți la pași și înveți în timp una după jucărioară ce face mama sau tata, mămica sau tăticul. Pune jucărioara în mână să mă ajute. A, de-abia am întins mâna și universul mi-a trimis. Mi-a plăcea și mi-a plăcea. Să întind mâna și să vină toate dorințele să se realizeze. Însă, realitatea nu e asta. Și atunci, ca să-i permit lui să se adapteze realității, are nevoie de această mamă, acest tată, care să explice care sunt limite. Și aceste limite îi dau lui confortul, garanția că își cunoaște cadrul în care poate să acționeze liber. Până unde poate să acționeze? Din păcate, spun asta, din păcate, pentru că deși promovez o metodă care este extrem de modernistă prin conceptele ei, metoda asta nu spune faceți, lăsați copiii să facă orice. Și din păcate constat că astăzi, de cele mai multe ori, aceste dimensiuni din diverse teme, din diverse experiențe personale, din diverse mama am fost tot cu biciu pe mine sau tata m-a certat tot timpul, atunci eu nu vreau să-mi cert copilul. Eu nu vreau să-i impun reguli. Eu nu vreau și aceste dimensiuni dispar și nu prea sunt prezente de foarte multe ori în foarte multe relații părinte-copil în zilele noastre. Petrec foarte mult timp la locul de muncă și când ajung acasă mă simt atât de vinovat că n-am stat cu copilul și mai am o oră și jumătate și va trebui să doarmă și atunci zic, dăruiesc la infinit tot ce ține de tătic și mai mult decât poți. Cadouri, cuvinte, timp, îl stau și îl ascult. Ok, e foarte bine, dar dacă îndeplinesc numai această funcție ca și părinte, n-aș vrea să fiu foarte rigidă, da? Nu mi-am îndeplinit rolul. Meseria de părinte presupune să am grijă de ambele dimensiuni. Și de cele mai multe ori, cele mai mari conflicte care apar aici, în relația părinte-copil, vin din faptul că acest adult, de foarte multe ori, un copil mare, un copil interior, dă-mi voie să prezinte copilul tău interior aici, nu știe să se poziționeze în raport cu copilul. Ce sunt acum? Tată sau tătic? Copilul zice, nu mai dau o dată pe legănuș sau pe jumbo, sau vreau la cinema, sau vreau desenul cu tare, sau vreau laptop, sau tableta, sau da? Și tu ce faci când nu cere tableta? Unde crezi că? În ce dimensiune ești? Mi se pare că ești în dimensiunea de tată în care spui, te poziționezi și spui îți acord încă un minut, îți acord încă un minut până la finalizarea jocului. Ce vă propun să faceți? Începând de astăzi, la conștientizarea acestei relații, conștient sunt de faptul că mă pot ocupa de jumătatea mea, încep să vorbesc cu un eu personalizat la capătul meu de relație. Nu mai vorbesc despre celălalt, du-te, fă, nu mai dictez celuilalt ce să facă copilul. Și încep să vorbesc despre mine cu celălalt. Încerc să îmi place să, nu-mi place să, nu sunt de acord cu asta, da? Acest exercițiu în comunicare și în toate relațiile pe care le aveți cu cei apropiați,
pare cel mai simplu și este cel mai aproape dificil de realizat. Și de ce? Pentru că am fost crescuți într-un sistem anticomunicațional. Și noi am fost educați în acest sens, în a ne ocupa de jumătatea cealaltă de relație, în a-i vorbi, a-i spune celuilalt ce să facă. Și nu ne-am ocupat de jumătatea noastră, nu ne-am responsabilitat, nu ne-am uitat în grădina noastră. Așa, așa, cu o tare în microfon, vreau să le aud așa, să vă dați microfonul de la unul la altul și să țipați în ea cât vă țin. După cât i-am făcut pentru tine, așa mulțumești. Nu conta pe mine să-ți mai cumpăr ceva dacă pierzi lucrul. Nu ți-ai făcut curat în camera ta de 15 zile? Nu fac pe deșteptul cu mine. Cine se mai cu caracterul ăsta? Cu cine se mai cu caracterul ăsta? Ia exemplu de la Paul. El nu creșește niciodată. Atât, da? Da. Atât. Vi se pare cunoscut? Sună cunoscut? Ați experimentat? Ați primit genul ăsta de mesaje? Mâna sus? Nu, măcar. Toate aceste mesaje, dacă le citiți și le analizați, practic se raportează la jumătatea celuilalt de relație. Mă ocup de celălalt. Și spun celuilalt, n-ai făcut bine, ai făcut bine, nu-ți mai dau. Amenințări, șantaj. Tipurile de mesaje de care Jacques Salomé vorbește ca mesaje toxice, devalorizante, care fac să crească, să scadă energia, imunitatea, încrederea în sine, bucuria de a fi, iubirea de sine, sunt devalorizările, șantajul, amenințările, raportul dominant, acuzațiile, reproșurile. Mă grăbesc cu copilul dimineața la grădiniță, da? Și în loc să spun cum ar trebui, ar fi bine să spun, da? Ce fac primul lucru? Zic, hai mai repede că iar o să întârzi. Nu vezi că din cauza ta tot timpul întârziem la grădiniță. V-ați auzit, nu? V-am des practicat. Deci ce vreau să le luăm puțin pe rând. În primul rând, primele mesaje, care nici nu sunt notate aici, cele mai toxice, adică cele pe care vă invit să, începând de astăzi, să renunțați la ele, este vorba de injuncții. Injuncțiile sunt acele trebuie. Trebuie să. Trebuie să vezi repetii, trebuie să mănânci, trebuie să ajungi la timp la școală, trebuie să o iubești pe bunica, trebuie să, pe ea ne-a dat banii să casa. Deci trebuie să îi spunem copilului, îi dictăm copilului la nivel de fapte. Trebuie să facă ceva. La nivel de sentimente, da, trebuie să o iubești pe bunica. Îi punem lui, apropo, ați văzut sentimentele înainte, da? Îi dictăm ce sentimente să aibă. La nivel de trăiri, trebuie să-ți placă școala dacă vrei să fii, sau trebuie să înveți la matematică, dacă vrei să fii filolog. Ei au ales, ei sunt responsabili de capătul locul lor. Ce putere am eu, poți aleg. Și evident că orice copil are bucuria de a vedea admirația în ochii părintelui și a vedea satisfacția, da? Și instantaneu, deci funcționează. La mine a funcționat și metoda aplicată funcționează, da? Sunt părinți, știu, dar dacă nu funcționează, ce urmează după? Vă propun întâi să începeți prin a propune, să experimentați, da? Metoda funcționează dacă o aplicați, dacă nu, sună bine, e colorată, e coeșapă, mergeți acasă și continuați în același sistem, relația o să se dezvolte în același sistem, mai cu nodul, mai cu bine adolescența, mai cu trebuie să, mai cu mesaje dominant, dominat, mama domină, că e mai puternic, că e mai mare, ca și copța, tata. Dacă un copilul crește, atunci ești copilul în termen.
copilul crește și se face mai în jos și mai puternic, începe el și zice, nu mă lași, lasă că ies eu cu prietenii și trântește ușa și pleacă, da? Și începe acest tip de relație, dominant, unul dominant, unul dominant. Da? Pe care nu vi-l propun. Eu vă propun relații echilibrate în care fiecare la capătul lui de relație se poate propune și copilul se poate propune și celălalt se poate zice da sau să zice nu. Deci ieșim din injuncții, da? Propun, deci de la trebuie, în loc de trebuie să, îți propun să. În momentul în care vreau să iau cu somnul de mamă, dar e ceva care e important pentru mine, își cer să vii la masă. Te-am chemat de două ori, își cer, am nevoie, îmi doresc să mâncăm cu toți împreună, să fim în familie. Își cer să stingi televizorul. Evident că pentru a-i cere să stingă televizorul, anunț înainte, ai dreptul la televizor, bucata de timp, da? Îi amintesc cu 5 minute, 10 minute, mai ai 10 minute, da? Devalorizările. Ați experimentat, ați cunoscut, ați practicat? A, mi-am luat 10. A, mai, câți am copii am mai luat 10 în clasă? Păi, eu... Eu am experimentat genul ăsta de devalorizat. Nu eram niciodată suficient de bun, că puteam și mai mult decât se putea. Nu ești niciodată în stare, cine a spus, doamna, nu ești în stare de nimic, da? Nu ești bun de venit din partea unui adult. Reper, pentru mine în viață, un părinte care spune copilului, nu ești în stare de nimic, fiți sigur că copilul va face totul ca să dovedească părintele că nu e în stare de nimic. Pentru că adultul este cel care îi dă încredere, îi arată, îl formează, îi spune ce și cum. Și imaginea pe care el o primește este eticheta cu care el va pleca. Da? Mama a spus că nu sunt în stare de nimic. Pe cum să o dezamăgesc? Confirmarea profețiilor, dacă vrei. Șantaj. Mă întreabă unii, da, păi și șantajul cum e? Nu e și un șantaj pozitiv? Că dacă îi spun, haide, dau două bombonele și mergem în parc sau, da? Exemple de șantaj? Dacă mănânci foc, tu îți dau bomboane. Șantajul se poate transforma și cumva, adică uneori încerc să-i spun, uite, dacă termini mai repede cu masă, o să avem timp să ne jucăm. Deci se poate transforma altfel mesajul. E foarte important ce menționezi tu. Este o mare diferență, e subtilă, dar este clară, cel puțin la mine în cap, între a șantaja și a informa pe cineva. În momentul în care îi spună, dacă îți mănânci fructele, primești bombonica, este clar șantaj. Există șantajul negativ, dacă nu mănânci fructele, îți rup urechile. Potentă, amenințătoare, ți se va întâmpla ceva rău. Și șantajul pe care foarte mulți părinți îl practică, sub formă de recompensă, dacă mănânci aia, primești un cadou. Riscul care este? Riscul este, revin și la întrebarea ta, riscul este că acel copil va învăța și va funcționa după modelul șantaj. Doar dacă este răsplătit, doar dacă îi se dă recompensă, doar dacă îl păcălesc. Până la urmă, șantajul este o păcăleană. Va ajunge să lucreze, va deveni un adult, între ghilimele. Șeful îi va spune, dacă stai peste program, știu și eu, primești... O să fii promovat. O să fii promovat. Cândva. Cândva. Astea sunt cazurile, între ghilimele, fericite. Sunt cazuri, da? Dacă faci cu tare lucru, da? În care se abuzează de inocența corporală, dar...
omul nu va ști să acționeze viitorul adult decât sub acest sistem. Pentru că asta a învățat, asta a primit, nu știe alt mod de a relaționa. Am avut cazuri în terapie, un cuplu care venea pentru fata lor, destul de mare, 16 ani, care spunea, dacă cu tentativă de sinucidere și așa mai departe, dacă nu-mi dați bani cu drogă și dacă nu-mi dați bani, mă sinucid după tentativă, dacă nu-mi faceți asta, vă portați. Lucrând asupra situațiilor ce s-au întâmplat și din casă și mergând un pic în spate, practic asta au descoperit părinții. Că cu câțiva anișori în urmă, era dacă mănânci fructele, primești bombonica. Fata n-avea pur și simplu nicio vină. Ea, ăsta a fost singurul sistem, singurele mesaje pe care le-a primit în relație. Dacă și cu cadouri grămadă, mai ales cu cadouri la nivel. Și atunci fata a primit aceste, dacă e rezultate bune, scumpa poșeta asta. Și mergea așa tot pe dacă. Da? Asta s-a transmis. Eu eram părintele, era copilul. Copilul a crescut. Poți să crești un pic pe scaun, așa. Și a început să schimbești. Pentru că asta cunoaște ca mesaje. Dacă. Și a început ea. Dacă, acum eu sunt mai mare, bam eu la mâna. Deci riscul e foarte mare. Aici vreau să vă aduc să descoperiți, practic, că nu e o joacă. Ține de riscurile și de comportamentele ulterioare pe care le va avea acest copil față de voi, în relația cu voi, și pericolul își va putea pune propria lui viață în pericol prin acest mod de a relaționa cu dacă. Evident că e mai simplu. Evident că e mai simplu să șantajezi, că ai obținut imediat ce ai vrut. Evident că e mai complicat și cel mai mult timp să fii în relație cu tine însuți sau însăți, da? Ceea ce invit eu pe toți care sunteți aici și pe toți cei care participă la atelierele mele, înainte să fiu în relație cu celălalt, cu copilul meu, să fiu în relație cu mine, cum spun, să-mi dau un telefon așa, de la minte la suflet și să spun ce simt eu acum, ce îmi doresc eu acum, ce vreau. Mă ascult pe mine, vreau ca el să mănânce. De ce vreau să mănânce? Că mi se pare că e foarte slab, nu are kilogramele suficiente pentru vârsta lui. Și dacă nu are kilogramele suficiente pentru vârsta lui, că mi-e teamă că se îmbolnăvește. Și dacă se îmbolnăvește, păi n-aș vrea să stau eu, să plec de la țară și să stau cu el. Când m-am clarificat cu mine, mă duc în relație cu copilul și exact asta îi spun. Și îi arăt și spun, draga mea fetiță, asta e dorința mea ca tu să mănânci, ca să fii o fată sănătoasă, să crești frumos, îmi doresc să mă pot duce în continuare la servici, îmi doresc să nu stau, nu-mi place când stau, să te îngrijesc, mi-aduc aminte de momentele în care am avut grijă de tine, da? Și vorbesc la capătul meu de relație despre mine, și dau posibilitatea să acționez la capătul de relație. Dar dacă mă duc și spun, fă, mănâncă, da, sau nu mânca, sau, da, îmi pun ce să facă, mă bag în jumătatea lui, în curtea ei, ca să zic așa, și la un mod imperativ și la un mod manipulator, pentru că ca și șantaj, nu este nimic mai periculos din punctul meu de vedere. De a crește oameni care merg și vor funcționa în sistem manipulator. Acest sistem pe care l-am dezvoltat, l-am întreținut, așa am știut să facem, practic, vă propun să deveniți conștient că există și să încercați să treceți la un alt sistem de a comunica, la acest sistem în care sunteți conștienți de relația pe care o dezvoltați cu fiecare dintre semenii voștri și să începeți să alimentați relația. Aveți aici dimensiunile, cum v-am arătat, mămică, tătic, mamă, tată, ce înseamnă fiecare dintre ele. Am pus o inimă mare între cele două,
ca să evidențiez faptul că și când sunt mamă, am acelea sentimente frumoase, sau și când sunt tată, nu înseamnă că niciodată îmi urăsc copilul dacă încerc să fac un lucru, da? Să nu vă învinovățiți în momentul în care cereți ceva cu autoritate și fermitate. Copilul are nevoie de asta, e în beneficiul lui. Asta nu înseamnă să-l cer țipând sau impunându-i sau șantajându-i, dacă nu faci, da? Înseamnă să propui, să formulezi, își cer, da, fraza, sau să interzici dacă este caz. Îți interzic să te urci pe gard. Îți interzic, cât sunt de mici copii, da, începând de la doi, îți interzic să. Da? În loc să, nu e voie. Ca și cu trebuie, cine zic că nu e voie? Ce aia nu e voie? Bun. Aș vrea să vă vorbesc puțin despre ascultarea copilului și nivelele în care discutăm, vorbim cu copilul. Pentru asta aș avea nevoie tot așa de două persoane care, sau poate până aici aveți întrebări? Da? În primul rând, încă o dată, vă propun să începeți prin a încerca. Da? Și sper că mai bine la Timișoara și o să îmi spuneți dacă mai e nevoie de răspunsul meu la întrebare. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră acum se numește represie imaginară. Adică eu nu fac nimic la capătul meu de relație, acum am primit o informație. Ok, mi se pare interesant, asta e informația primită. Da? Mi se pare interesant, Antonia mi-a dat informația. Bine. Dar dacă nu merge, da? Dacă eu mă duc și vorbesc cu copilul acasă și tu ți-ai proiectat deja răspunsul copilului la o acțiune pe care tu n-ai depus-o. N-ai pus-o în univers, n-ai făcut nimic, dar îți proiectezi că s-ar putea să în momentul în care tu vei. Deci îți propun să și după aia data viitoare sau să înscrii pe Facebook, aveți contactul meu, da? Să vezi în ce măsură, dacă nu iese, cazul ipotetic în care nu iese, își cer să, dar îți propun să, își cer să, ți-am cerut să și merg la informare. Știi? Eu îmi doresc să-i arăt ceva, vreți eu aici, iar vreți, mă folosesc că tot de voi tot face să mai le solicit pe domnul de aici, da? Eu am o relație cu tine, am fost la un curs de comunicare, am descoperit că între noi există o legătură care nu se vede, dar care este și există pe tot parcursul vieții și capătul ăsta de relație al meu, jumătate mi-aparține, jumătate ți-aparține, fetița mea. Eu mă voi ocupa și mă voi strădui de asta, mă duc și la cursul, ca să încerc cât mai bine să mă ocup de jumătatea mea de relație. Sunt sigură că și tu știi și vei descoperi cum să înveți și cum să alimentezi această relație cât mai bine, astfel încât relația noastră să fie frumoasă. Eu nu doresc să-ți comand, eu nu doresc să am tipul ăsta de relație cu tine în care să te țip la tine, da? Tu îți dorești, tu ce fel de rolă ta? A, nu. Deci o discuție, un dialog cu el. Accelerez că mai am multă în partea de teorie, da? A, nu. Cum ți-ai dorit tu să fie relația? Păi mi-aș dori ca relația să fie, adică să stăm mai mult de tot timpul de vorbă sau să ne jucăm Lego sau... Deci ce-ți răspunde, da? Îi ofer ascultare, ajungem imediat la ascultare. Și îi spui, în momentul în care câteodată își cer anumite lucruri care pentru mine, ca și mamă, în rolul de mamă, da, și arăți cele două roluri pe care le ai și celelalte, o să vi le arăt imediat, da? Deci pentru mine este foarte important rolul de mămică și rolul de mamă, nu am aici, da. În rolul ăsta de mamă pe care ți-l arăt, da?
eu cer niște lucruri. În măsura în care aceste cerințe nu sunt satisfăcute pentru mine, este esențial să răspund la anumite cereri pe care ți le fac. Țin de rolul meu de mamă pe care vreau să mi-l fac foarte bine. Știi că eu am posibilitatea să trec la tipul ăsta de relație. Nu doresc, dar pot să o fac. Asta nu înseamnă șantaj, asta înseamnă informare. Informez pe copil că, în fine, eu sunt cea care pot să ajung aici. Da? Îl informez și zic, da, eu nu-mi doresc asta, eu vreau să avem cumva să spui ce nu-ți place, de ce nu-ți place, ce-ți dorești și așa mai departe. Când am descoperit metoda asta, m-am dus acasă, mi-am făcut ecosoanele, i-am spus copii, uite, știi, eu sunt, am un rol de mămică, asta înseamnă când ne jucăm, când îți dau de mâncare, tot ce v-am povestit, am rolul de mamă. Și da, era aici, dar tot a dispărut. Când își cer anumite lucruri, când își cer asta, e un dialog cu el, când aduce aminte, când ți se pare ție că sunt mamă, când ți se pare că sunt mămică, da? Și creăm un dialog. Știi, eu mai am și alte roluri în casă, mai țin și soția domnului de pe canapea, da, din când în când, când mi-aduc aminte, când mai rămâne timpul. Da, asta ce înseamnă? Când mă duc cu... Când vorbesc cu soțul meu de alte lucruri care nu țin de relația cu copilul meu, da, sunt cu soțul. Odată ce copilul a înțeles că sunt în rolul de soție, și nu zic, mă duc cu tati la cinema. Ați auzit câți dintre voi faceți asta? Acum plec cu tati la cinema. Pe că la cinema. Normal că copilul începe să plângă. Zice, eu nu sunt o vrăjitoare asta, mi-a luat pe tati! Dă pe tati înapoi! Da? Și dacă zic, acum, ies, sunt acum, sunt soția, încep împreună cu soțul meu, mai ales la cei mici, deci funcționează, tot ce vă povestesc funcționează fantastic. Mă duc cu soțul meu, m-a invitat soțul meu la cinema, peste două ore să venim acasă și o să fiu mămică. Până atunci rămâi cu bunica, bona și așa mai departe. Copilul înțelege foarte clar, vizualizarea pentru el este extrem de structurantă, mult mai structurantă decât pentru noi. Mai și lucrez de acasă, am eticheta de profesionistă și mai sunt și Antonia, când îmi rămâne timp. Deci vă invit pe fiecare să vă ascultați, să vă dați acel telefon, cum zic eu, da? Ok, instrumente pe care le vedeți, instrumentul, un alt instrument de care vreau să vorbesc și pe care vă invit să-l implementați acasă cât mai repede și știu că pentru părinții care sunt la pastra kids, copiii dumneavoastră beneficiază deja în cadrul cursurilor de educație prin cu ajutorul acestui instrument, se numește bastonul cuvântului, cred că la pastra kids îl numiți lingura cuvântului. Bun, eu vă propun, îl numim bastonul cuvântului, metoda Espere, să alegeți un obiect simbolic pe care să-l implementați în casă și spuneți așa, am descoperit că pentru a putea comunica și a ne auzi fiecare, există un instrument fabulos, magic, bastonul cuvântului. La ce servește el? Când îl iau, la ce ascultă, ceilalți ascultă, el vorbește. Când îl depun, sunt în ascultare. Da? Nu pot să-l și am, să și vorbesc și să și ascult. Am această unealtă în casă. La fel, mai ales îl propun, tuturor îl propun să-l implementați. Părinților cu mai mulți copii este extrem de benefic. Pentru voi, în primul rând, nu vin și nu tabără, sau cum se spune, peste voi, doi copii din toată, mami, mami, stai să spun eu, stai să o bat până cuvântul. Se duc, se aruncă pe el, da, și ia, ok. Regula este următoarea, când unul vorbește, ceilalți ascultă, nu monopolizezi bastonul cuvântului,
îl iau în momentul în care îmi doresc să împărtășesc ceva cu ceilalți, să pun în comun și nu să mă exprim pur și simplu, adică nu îl iau ca să zic că mă duc la toaletă, da? Nu pun nimic în relație. Este o mare diferență între a comunica, înseamnă a pune în comun, în relație, a transmite ceva celuilalt, cu intenția de a crește și hrăni relația, și o diferență între a exprima, a scoate cuvinte pe gură, care nu au niciun interes față de celălalt și față de relația pe care o dezvolt cu celălalt. Sunt unii oameni care au specialitatea de a vorbi foarte mult. Se exprimă. Nu interesează că ceilalți ascultă sau nu, nu interesează că pun în relație sau nu. Deci, acest baston al cuvântului îl iau când vreau să pun ceva în comun cu ceilalți. Cine dorește în acest moment să pună ceva în comun cu tot grupul care sunt acolo? Întrebare? Deci, mai este un lucru, acum mă responsabilizez și jumătate de relație pe capăt. În momentul în care cineva își dorește să ia bastonul cuvântului, da? Cum spun eu, îți miști cuvântul. Că faci ceva la jumătatea ta de relație, da? Nu zici, de ce ești din iluzia că dacă e vorbești celălalt, asculte implicit. Nu. Iau bastonul cuvântului, am avut mai mult de jumătate de asta, mă refer. Voiam să vă dau un exemplu înainte să intervină doamna. N-a respectat regula, e doamna cu bastonul, ca să nu. Într-un moment în care eram cu soțul și discutam și la un moment dat zic, dar nu mă înțelegi, eu spun asta, copilul foarte senin, se duce, noi îl avem în baton, într-un covază jos în suprageată și deci, bine, bine. Mama, normal că nu te înțelegi. N-ai luat bastonul cu mântul. Adică, n-ai dat niciun fel de semnal că ai nevoie de ascultare. Tu ce crezi? Ești din iluzia ta că dacă este o persoană acolo, primește exact cum vrei tu la orice oră cuvintele tale. Și adesea preia bastonul cuvântului. Adesea copilul vine și spune ia bastonul cuvântului. Când vede că nu mai are loc în casă, în discuție, vreau și eu să spun ceva și să duce și eu. Deci este extrem de structurant pentru el, este extrem de structurant pentru copiii care sunt mai mulți. Da? Fiecare știe regula. Vă invit să-l implementați începând de duminică la masa de prânz. Și cu regula că fiecare bastonul trece pe la fiecare. Unul poate spune, n-am nimic de spus, să dau mai departe. Dacă sunt doi, se bată acest baston care să vorbească primul. Pentru că totdeauna vor avea de spus amândoi ceva în acel moment. Uh-huh. Cum procedez? La cine dau bastonul primul? Pentru că dacă dau la fetiță băiețelul, vine și îmi spune, dar de ce e prima? Uh-huh. Dacă îi dau la băiețel, fetița vine. El tot timpul e primul? Uh-huh. Ok. Părere, înainte să răspund, o părere în sală? Prezent, dar nu mi-au dat cerere. Pe rând. Costă le-am întotdeauna, dar ideea este cum se împarte bastonul. Da, dar pentru care celălalt primul. Deci pe rând nu că vorbesc cu ultimarul, ci pe rând. Parcă atunci, din 5-5 minute, ceva vor avea de spus că nu se bastonul pe rând. Deci părerea din sală, da? Dacă se ceapă pe rând, ia părinte. Eu aș lăsa să-și asigur. Nu poți să spui în fața clasei. Mulțumesc, mi-a permis ca să dea o iară, deci răspunsul meu de prin gura ta, deci poți să mai spui o dată, să laudă toată lumea. Să îi lași pe ei să-și discută. Nu îi spui nimic, cine vine cu bastonul la mine, el vorbește, nu poți să-i dai tu. Tata nu are 9 ani, nu are 5 ani, ce de 9 ani, tot timpul ajunge prin. În condițiile actuale, cel mai tânăr, da, are deficitul alergatului, da?
liber lui, sau cum să spun, să găsească strategii să se ducă la 5 ani, este absolut capabil să zică, acum am o nevoie să vorbesc, mă duc și îmi iau bastonul cuvântului și spun, mama, îmi doresc să îți transmit ceva. Dacă eu, deci acel baston nu este în mâna părintelui. Bastonul este aici. Eu acum îmi iau rolul de formator, da? Și evident că țin bastonul mai mult decât voi. Dacă am fi într-un workshop restrâns, da? Acest baston circulă pe la fiecare, este în mijloc. Cine vrea să-l ia, se responsabilizează, mișcă fundul, cine nu vrea, poate după aceea să se ducă acasă să se victimizeze și că a, am fost la un workshop și n-am reușit să spun nimic, că tot ceilalți au vorbit. Deci dacă, nu știu dacă mă fac înțeleasă, în primul și în primul rând, bastonul este un obiect care stă în casă la îndemâna tuturor. Într-o bază pe jos, de exemplu, cum e la mine, de ce zic pe jos, ca să ajungă să nu fie pe dulap la 5 metri unde n-ajunge cel mic, da? La 5 ani de zile, ori și când, la ori și ce moment, poate să se ducă să ia acest baston. Da, întâi, primul, cel mare se duce, dar nu cred că au spontan, în același moment, chiar să zică ceva. Au spontan dorința de a fi cu mama. Au spontan dorința de a fi cu mama. Este cu totul și cu totul altceva. Mă duc, îmi fac etichetele. Le spun fiecăruia că am un rol de mamă și de mămică. Mă duc și iau... Sunt doi băieți? Fetiță și băiat. Fetița mai mică, băiat? Fetița mai mare. Am o fetiță, am un băiat, da? Mersi. Aveți grijă de capătul meu de relație, da? Și avem și niște floricele pe aici. Ce vă propun aici, vă propun să faceți într-adevăr cu, realmente cu cei doi copii, să faci una. Nevoia lor, poate de a-ți capta atenția, este generată nu știu ce în spate, timp petrecut împreună, iubire, mai mult și așa mai departe. Timp, în general e timp, cât de mai mult timp. Te invit să-ți simbolizezi, să te duci acasă, să-ți alegi două obiecte care să simbolizeze dragostea ta pentru un băiat, dragostea ta pentru un fată. Iubirile sunt diferite, după cum vezi. Sentimentele sunt diferite. Ți le-ai clarificat, ți le-ai identificat tu, dar ales două obiecte, tu cu tine, nu gândindu-te ce și-ar dori ei, ci cum arată iubirea față de, cum o cheamă pe fața fetița ta? Adriana? Andrada. Cum ar arăta dacă ar trebui să-mi arăt iubirea, să-mi o reprezint așa, ce-aș? Ar arăta ca o banană cu foasă, ar arăta ca un arici molicel, ar arăta ca o inimă mare, cam ce-ar arăta, da? Deci, liber imaginație. Poți să treci, mergând către casă, prin fața unei vitrine și să vezi într-un magazin exact obiectul ăsta, parcă e exact iubirea care o am pentru Andrada. La fel, pentru, cum îl cheamă pe băiatul tău? Daniel. Daniel. Ți le alegi, poate să iau o săptămână, două, zi, o oră, cât timp îți dai tu. După ce le-ai identificat, te duci și vorbești exact cum le spun eu acum celor doi, dragă Andrada, dragă Daniel, Radu, simbolic. Accept să fii Radu, Daniel? Așa. Eu am două roluri în cel mai mult, am aflat că sunt și mamă și mămică, pentru fiecare dintre voi. De cele mai multe ori ce se întâmplă în momentul când, când apare cel mic, dau toată dimensiunea de mămică celui mic, iar cel mare nu mai primește decât dimensiunea de mamă, și atunci zice, lasă că mă răzbun eu și iau eu bastonul cu mine ca să îți arăt eu ție că mama îmi dă și mie un pic din dimensiunea de mămică.
dragă Andrada, astea sunt sentimentele mele față de tine, iubirea mea față de tine. Am vrut să ți-o arăt, era la mine în suflet, vreau să ți-o și arăt astăzi și vreau să ți-o dăruiesc. Dragă Daniel, asta este iubirea mea pentru tine. E numai pentru tine, e diferită față de cea pe care o dau Andradei. E numai a ta și vreau astăzi să ți-o dăruiesc. Le mai spui atât, verbal, textual. Dacă vă uitați unul la iubirea celuilalt, riscați să suferiți toată viața. Pentru mine a fost o revelație când am descoperit că o mamă este capabilă de mai multe iubire, că eu am primit o iubire, dar eu n-am știut să o prețuiesc, pentru că pur și simplu îmi uitam la iubirea care era dată zori mai mari, extraordinare, cu minte. Și tot ce-mi dădea mama mi se părea, m-a băgat și pe mine în seamă, dar ia uite cât o laudă, cât o nu știu. Da? Și n-am putut să mă bucur de ce primeam, suferind, uitându-mă la iubirea. Am conștientizat asta foarte târziu, exact atunci când am vizualizat iubirea, în mod simbolic, iubirea mamei față de copiii ei. Deci ce-ți propun să faci? Îmi imaginez, nu știu, nu sunt la capătul de relația copiilor tăi, ei nu sunt aici, dar îmi imaginez că această fată mai mare încearcă să-ți capteze atenția, pentru că dimensiunea de mămică e cam asta se întâmplă. E dată foarte mult aici. În momentul în care le arăți și pui legătură șarpă între cei doi și ea, îi ții de exact cum fac eu aici, ei o să conștientizezi și o să spui, când după aia, fără eșarpă, o să spui, bine, mami, mami, zici, eram în relație cu Daniel. Vorbeam cu Daniel. Așteaptă și vin în relație cu tine. Nu pot să vorbesc, să fiu în ambele. Sunt o singură persoană, da? Dar copilul nu poate înțelege lucrurile astea fără ajutorul vizualizării, când i-ai făcut și ai arătat cu imagini, cu obiecte. Deci îți propun să practici asta și în tot cazul, deci bastonul ăsta nu e al nimănui, nu e al tău și tu îl... Mulțumesc! Nu e al tău și tu îl distribui... Ia uite cum aș discută bastonul. Deci aici s-a responsabilizat în primul rând Andrada și a cerut bastonul cuvântului, deci vă ascult. Vreau să spun că și eu am doi copii, sunt așa fata de mare și fata de mare. Trei. Și am observat o foarte mare bunătățire în relația lor când am încercat să mă mai bag pe cât posibil. Adică i-am lăsat, s-au și bătut, nicio problemă, și e foarte frumos, foarte frumos să relaționez acum între ei. Sau mai mare întotdeauna se gândește și la cel mic, îl pune la treapă, dar și are grijă de el, îl îmbracă, îl ajută. Deci relația între ei nu este de unul la unul, adică nu ce face ea pentru el, face el pentru ea, da? Am observat că e mult, mult mai bine. Deci nu știu dacă te ajut pe chestia asta, dacă încerci, pe mine m-a ajutat. Da? Și lași pe el să-și găsească soluții. Îl inviți, oferindu-i ascultare, deschidere, da? Ești în relația de mămică, în dimensiunea de mămică, în relație cu el, pe mine, mami, mami, uite, iară Andrada, așa, da? Ok, poți să te ascult, ce s-a întâmplat, îți povestește și ajungem la ascultare, nivelurile comunicării, da? Îți povestește fapta. Păi mi-a dat un pumn în cap. Păi nu știu ce, da? Ți-a spus fapta, da? Și ce ai simțit? Păi am simțit, am fost foarte supărat și... Bun, și ce s-a mai întâmplat? Păi și i-am dat și eu, i-a rupt jucăriile și... da, și ce-ți dorești, da? Și ce... Nu știu ce răspuns să-ți dau. Nu știu. Stau și mă gândesc dacă aș fi în locul tău, ce aș putea face. Tu ce crezi că ai putea face? Păi, nu știu, să-i rup toate caietele și toate culorile. Aha. Și dacă ai rup pe toate caietele, ce înseamnă îi ofer ascultare? Dacă ai rup pe toate caietele,
învinge-o. Și dacă ai învinge-o, da? Mergem cu și dacă, și dacă, și dacă. În momentul când un copil se exprimă, da? În verbal, nu îi spun ce să facă sau nu judec ceea ce spune, e bine, e rău, da? Și dacă ai face, păi aș învinge-o. Și dacă aș învinge-o, păi aș fi mai puternic. Și dacă aș fi, și dacă ai fi mai puternic, păi atunci aș fi un super erou. Și dacă ai fi un super erou, toate fetele s-au uitat la mine. Sau toate fetele ar fi îndrăgostite de mine, sau nu știu ce în capul lui, da? La vârsta de 5 ani. A, și data fiind răgăstea, păi atunci și cum ar fi și Liliana de la grădiniță s-ar uita la mine, de exemplu. Dar poți ajunge la diverse lucruri care sunt la el în minte, în cap, da? Ajutându-l să se exprime, fără să-i spui ce să facă sau cum să judece. Lasă-l pe el să-și găsească soluțiile. Acompaniindu-l. Copiii ne vorbesc, toți vorbim, deci aici nu-i valabil numai pentru copii, absolut toți vorbim în cele patru registre, fapte, trăiri, rezonanțe și idei. S-a întâmplat cu tare lucru și ai simțit, da? Când s-a mai întâmplat asta, da? Poate să ajungă la o situație, am simțit-o, am fost foarte supărat și ai mai fost vreodată așa de supărat. Da, când mi-a smuls doamna de la grădiniță cubul din mâini, da? De exemplu, te poate aduce să vezi că, de fapt, este o reactivare a unei situații mai vechi, da? Și te poți duce să încheie situația respectivă a companiei. În fine, e un proces mai complex, dar astea sunt etapele, fapte, trei rezonanțe și ce crezi despre asta, da? Și lași pe el să-și găsească o idee, o soluție, sau cred că e incorect, cred că e injust, cred că nu e bine, da? Să-și definească el singur niște valori. Adică cel puțin să le conștientizeze. Suntem în registru real, da? Spun că sunt în joi 14, aici cred că nu contestă nimeni, da? Registru imaginar, dacă spun, până și mi-e frig, sau e frig afară, poate fi registru imaginar. Poate că mie frig, când albia e cald. Nu mai suntem pe aceeași realitate, da? E interpretată. Registrul real suntem astăzi, registrul imaginar este registrul fricilor și al dorințelor în care vorbim. De cele mai multe ori, copiii, cel puțin 99% ne vorbesc în acest registru, fără ca noi să ne dăm seama. O să vedem imediat să dezvoltăm un pic acest registru. Registrul simbolic este registrul legat de comportamente, tot ce înseamnă non-verbal, comportamente atipice, da? Tot ce înseamnă dincolo de verbal. Inclusiv țipete, inclusiv dau din picioare, inclusiv stau soțul stă 10 ore pe calculator sau pleacă de acasă și vine de 3 zile, da? Este un comportament atipic, cel puțin, un limbaj, dacă vreți, simbolic, prin modul lui de a se comporta, spune ceva ce nu poate să spună, nu știe să spună cu cuvinte, m-am săturat de fața, da? Nu știu și eu. Am nevoie să ies cu prietenii, da? Sau vreau un spațiu de intimitate. Registrul imaginar este registrul în care copiii ne vorbesc, așa cum spuneam, de cele mai multe ori. Și ce facem noi de cele mai multe ori când ei ne vorbesc în imaginar? Mami, mi-e frică de un monstru. Negăm. Sau? Nu există în realitate. Pentru că și una și cealaltă este, el îmi vorbește în registru imaginar, au venit 5 monștri în dulap, da? În ce registru îmi vorbește? Imaginar. Și eu ce fac când îi răspund? Mă duc în cameră și își deschid dulap și tu, mama, nu e niciun monstru, uite! Da? Cu intenția bună de a-l ajuta.
să anihilăm frica. Nu e mare atămor. Și cum arată monstru pe limba? Atunci rămân, vorbește în imaginar, ies din real și mă conectez cu el în același registru, în registru imaginar. Și cum arată monstru? Mama, nici nu pot să spun așa de monstruos încât mă îngrozesc. Simt și mi-a stare curioasă. Și ce face? Păi stă acolo la pâine. Și ce gândește? Păi gândește când simți tu lumina să vine să mă prindă de gât. Și dacă te prinde de gât, păi vreau să se lupte cu mine. Și dacă vă luptați, păi mi-e teamă să mă învingă. Și dacă te învinge, păi o să mor, mama. Aha. Am identificat. Înțeleg că ți-e frică să mor. Că vei muri. Da. Pot să-mi arăți. Merg la extremă, da? Puțin repede ca să vă arăt. Poți să-mi arăți frica ta că vei muri? De moarte, sau da? Se duce într-un obiect. Toți copiii au slavă Domnului de jucării în casă, da? Și să vedeți că o să iau să aleagă un obiect de cele mai multe ori. Un dinozaur țepos, un taur urât, un camion de dor sau ceva, oricum o jucărie neprietenoasă, da? Un robot, ceva, o forță a răului. Sunt specialiști, nu căutați pentru ei, nu căutați, intrați, să pătrundeți în imaginarul lor. Fiți în ascultare. Am identificat frica lui. Wow, ce frică grozavă de moarte, înțeleg. Știi că și eu am o frică de moarte și mie mi-e frică de moarte. Poți să-i spui, vrei să-ți arăt frica mea de moarte? Te duci și tu și ți-ar vreți, da? Dacă să alegi frica ta de moarte, da? De exemplu, arăți. N-am mai adobit la îndemână. Da? Am să spun ceva. Înțeleg că ți-e frică de moarte, deci înțeleg că ți dorești să trăiești. Îmi doresc să trăiesc. Poți să-mi arăți dorința ta? Cum ar fi? Și cum îți doresc? Trebuie să fiu sănătos, să fiu voinic, să fiu puternic, să fiu supereros, să... Nu mor niciodată. Mi-a răs dorința ta că nu mor niciodată. Poți să mi-a răs să văd și el? Asta e dorința mea să nu mor niciodată. Wow! Ce... Am aflat ceva, că în spatele fiecărei frici există o dorință. Iar eu îți propun să lași frica la o parte. Și să dormi în seara asta cu dorința. Vorbim de dorințe, toți copiii au dorințe, noi suntem responsabili de nevoile lor, fiziologice, educaționale, relaționale, iar dorințele, o să vă dau o veste șocantă pentru mine, sunt în responsabilitatea copiilor. Aici e tot mecanismul care la fel funcționează și vă invit să-l puneți în practică. În momentul în care credeți că sunteți responsabili strict de nevoile lor și că ei sunt absolut capabili să se ocupe de dorințele lor, cum sunt responsabili? Uite așa, am aflat că părintele e responsabil de nevoi, tu dorințe. Ai o dorință, știi ce poți să faci? Am o veste super. Poți să-ți faci o cutia dorințelor. Cutia dorințelor. Și ce face cutia dorințelor? Păi acolo poți să spui toate dorințele tale. Da? Ok. Și am eu cutia ta dorințelor? Îți o confecționezi. Uite, dacă vrei, te pot ajuta să o confecționezi. Faci un proiect împreună, se duce la magazin, mergeți împreună la colț, luați o cutie de carton, o ambalați, o lipiți, îl ajutați dacă e mai mic, dacă nu, dacă e peste 4 anișor. Chiar numai cum vă cere ajutorul, da? Îi spui, uite, vrei să așa, da, vrei să-i faci împuietoare, deci îmi pare că n-am poză cu cutia dorințelor băiețelului meu, băiatul mai mare. Dar s-a confecționat pe fac, ok, bun, și ce îmi pun în dorință? Spui toate dorințele. Păi cum? Păi le materializez. Mami, au fost etape, deci acum are 9 ani. Îmi doresc prima dată să îl întâlnesc pe Sportacus. Nu știu, dacă știți ce
Maria, da. Așa, cu Ștefania, bun, ce era să zic? Îmi vorbește nimeni normal, nu există Spartacus, glumești, e un actor american deghizat. Stricam, da, tot. Super idee, excelentă dorință, dar spopusă, mi-a arăt și mie. Și-a luat, și-a decupat din reviste, a lipit pe hârtie, l-am ajutat, nu știu dacă știa să scrie, da, săgeată, zic, tu unde ești aici? Și dacă ai fi, și dacă l-ai întâlnit pe Spartacus, oferându-i ascultarea să văd ce vrea în spate, păi dacă l-aș întâlni, m-ar învăța cum să fiu un supererou. Și dacă ai fi un supererou, ce aș salva toată omenirea. M-am bucurat că am aflat acest gând al copilului meu că își dorește să salveze toată omenirea de la cel. Și am zis, e foarte frumoasă dorința ta. Cred în primul rând, ca să realizezi așa o dorință, cred că în primul rând e foarte important să ai grijă de tine. Să știi să înveți să te salvezi pe tine din orice situație ca să poți să-i salvezi pe ceilalți. Da? Și mi-a putut da o pârghie, să-i dau un plan pedagogic, fără de care n-aș fi știut niciodată că să-i transmit acest lucru. Bun, și mă întorc. Și l-a pus pe Spartacus acolo. Mai târziu și-a dorit un PSP. Nu știu dacă știți ce era PSP. Eu nu știam, realmente. Acum 2 ani de zile, nu, am avut tehnologia și nici nu vreau să am. Este în alt tibet. Și... Mami, intuiam pe ceva tehnic. Zice, îmi doresc un PSP. Ce își dorea el, de fapt? Îl mutasem de la o clasă la alta, era singur, izolat, o parte scurtă, singurul mod de interacțiune între copii, se adunau la în jurul unui PSP ca să fie și el parte din grup, așa, așa, tăcea PSP, poți să-mi arăt și mie? Mi l-a desenat cu o minuțiozitate, puteam să-l angajez la Sony, la PSP-ul. Clasa a doua era, da, sau, da, nu cred că. Clasa întâi. Aici e butonul cu tare, aici steluța asta, vezi, faci on-off și treci în setarea următoare. A, da, super. Când a fost gata desenul, îți propun să pui la cutie. Și l-a pus la cutie și așa mai departe, vă duc câte ori și ce dorință, realizabile sau nu. Ce vă propun pentru copii, vă invit să faceți și voi ca adulți, să vă faceți propriile cutii de dorințe și să vă puneți dorințele realizabile. Ce, nu? Îmi doresc să... mă întâlnesc cu repede. Sau să mă căsătoresc. Întâlniți se poate, căsătorit mai greu. Vă pot da un exemplu, dacă mai avem timp, din dorințele mele materiale puse la cutie și realizate. Și și-a făcut, deci își materializează dorința, ori printr-un obiect, ori o desenează, și după aceea trece la proiect. Ce înseamnă proiectul? Pentru cei care sunteți în corporație, știți, cu SWOT-ul, da? Și cu planul, da? A care sunt resursele mele, care sunt aliații mei pentru acest proiect, deci resurse, aliați, care sunt constrângerile mele, limitele și constrângerile mele. Cele patru etape le prezentați copilului nu sub forma aceasta, ci sub formă super proiectul tău, să-ți cumperi un PSP. Care sunt resursele tale? Ce ai tu? Păi, ce trebuie ca să cumpăr un PSP? Păi, trebuie, nu pot, n-am bani. Am înțeles. Dar n-ai nicio resursă? Păi, am niște bănuți de la bunica, nu știu, ok, bun. Care sunt aliații tăi în acest proiect? Uite, eu îți propun, pot să fiu partenerul tău. Te ajut, te susțin în acest proiect. Ce înseamnă asta? Fac cu copilul, îl acompaniez acolo unde are nevoie și nu în locul copilului. Da? Relația părinte-copil este singura relație, singura în viață, în care investesc pentru ca celălalt, într-o zi, copilul să mă părăsească. Dacă investesc în relația de cuplu, ca să stea cât mai mult om cu mine, sau femeia lângă mine, să ne petrecem de activă, femeia să ne împreună. În relația profesională,
personală, la fel, investez cu o colegă, da, cu scopul să stau cât mai mult la jobul respectiv, să primesc promovări și așa mai departe. E o veste poartă pentru mulți dintre noi, da? Investez ca el să poată zbura, să-i dau aici să zboare. Cu cât sunteți conștienți mai repede de acest lucru, cu atâta îi dați aripi mai frumoase. Îi dați posibilitatea să le crească el mai frumos. Dacă îi le ciuntesc în permanență, gândindu-mă că să mă ocup de el, să-l grijesc bine, să-i fie bine așa. Când o să fie vremea că 18, 20, 25, 30 să-și ia zborul, nu o să știe cu ce să zboară, nu o să aibă cu ce, că le-am tot ciuntit. L-am tot tăiat din ele, în dorința de a-l proteja, de a nu-l face să sufere, că nu-și realizează dorința. Deci, nu contează ce știi tu, dorințele nu sunt ale tale, dorința este a copilului tău, că tu știi că nu e realizabil, deci la capătul tău de relație știința ta, el are o dorință, tu ai o știință. Fiecare cu responsabilitatea lui. Tu stai cu știința ta și el se ocupă de dorința lui. Dorința este a lui, nu este a ta. Tu nu ai niciun fel de responsabilitate în dorința lui. Decât acum la început poți să-i spui ce crezi tu că e o dorință, că e un lucru foarte frumos, că toți suntem plini de dorințe, că putem să ni le simbolizăm, să le arătăm, să le scriem, să le vizualizăm, să le confecționăm o cutie. Cu timpul, unele din dorințe, copilul nostru deschidea cutia, acum chiar că sunt luni, n-am mai deschis-o. Și zicea, dorința ta, arunca. Unele făcea tune, uite asta am realizat-o fără să-și dea seama, da? Fără să conștientizeze, dar trecuseră niște etape care l-au ajutat să, da? Deci, lăsați-i să stimuleze și să-și crească singur dorințele lor, frumoase. Ca să închei cu nevoile copiilor, nevoile fiziologice, nevoile educaționale, nevoile relaționale, dorințele sunt născute din nevoia de a visa, una din nevoile fundamentale ale noastre ca persoane și ca adulți, ca și copii și ca și adulți, aceleași nevoi le avem cu toții, însă noi ca părinți suntem responsabili de aceste nevoi ale copiilor, să le oferim spațiu, să le îngrijim, o să le vedem imediat, v-aș invita să veniți în față să le arătați, să le simbolizați, să țineți cartoanele cine își dorește, nevoia de a visa. Nevoia de a visa este tot ce avem în noi. Ea generează dorințe. Dacă mă duc și cumpăr că își dorește un camion, da? Ca să ducă la grădiniță, ca să vadă și colegul lui, ca să intre în conversație cu colegul lui care are mai multe camioane și tot se joacă cu acela care are mai multe camioane. De fapt, el își dorește și el joacă cu ceilalți copii. Poate. Mă duc, i-am luat camionul. Am răspuns dorinței lui. I-am suprimat, i-am tăiat de la rădăcină dorința. În continuare, el va avea nevoia de a visa. Va visa altceva, va crea o altă dorință. Mă duc și răspund și dorința aia. Mai mare, mai mică, diferită. Ia că nu costă mult. 50 de lei, 2 lei, 5 lei, nu, e de bani, avem. Mai cumpăr, mai dau dorință. Copilul în continuare vrea încă o dorință. Mai, iară crește, că este o nevoie umană. De tot, toți o avem. Și suprim sistematic dorința, toate dorințele. Anihilând pe această nevoie fundamentală, lăsați copiii să viseze și să-și realizeze singur proiectele. Cine mă ajută cu exemplificarea acestei, vă rog, așa, ca să stăm așa, așa, nevoia de a visa. Nevoile fundamentale relaționale, da? Nevoia de siguranță a copilului. Și cine se regăsește în nevoia asta, poate că să vină. Nevoia de siguranță, de a fi în siguranță. Nimeni? A. Suntem prea mulți care avem această nevoie. Am văzut că sărim pe cartonașă. Nevoia de a fi ascultat.
cine lucrează la conferința asta, cine în ascultare de sine. Nevoia de a fi ascultat, nevoia de a spera. Nevoia de intimitate. Asta nu e cu latura sexuală, ci pur și simplu să am spațiul meu. Mulțumesc. Nevoia de a crea. Da, este diferență. O să vă dau imediat în câteva din nevoia de a avea un ecou de la ceilalți. Bine. Am făcut bine, n-am făcut bine, ce părere ai? Mulțumesc. Aceste frumoase persoane au participat la voi ați lucrat aproape cel mai mult aici, v-ați identificat o nevoie fundamentală și este un lucru foarte important. Noi nu-l banalizez deloc, pentru că ce vă propun, acum că sunteți adulți, așa vrem să credem, tot lucrăm la copilul din noi, da? E important să vă îngrijiți, să aveți grijă de propria voastră nevoie, pentru că nu mai sunt părinții să ne grijească nevoile, dar voi să aveți grijă cu toții să întrețineți aceste nevoi fundamentale ale copilului, să-l acompaniați astfel încât aceste nevoi relaționale să fie satisfăcute. Jacques Salomé consideră că înainte se murea dacă nu erau satisfăcute nevoile fiziologice de hrană, da, de igienă, da, am învățat igiena corporală, acum, nu știu, 300 de ani, igiena bucală acum 100 de ani. Acum este vorba de igiena relațională. Da? Dacă n-am grijă de relațiile, să curăț, să am grijă de o relație, precum am grijă de corpul meu, da? Nu se vede, asta e dificultatea, nu se vede relația. Însă astăzi bolile nu sunt de ordin, da? Nu se moare de că n-am mâncat de foame, da? De frig. Vreau să fie evidențat apropo de ce vă invit să nu mai se scoate trebuie. De ce? Să nu mai părăsiți ca și frază. De ce ai făcut asta? De ce ți-e frică? Pentru că ce se întâmplă? De ce are această conotație negativă? Da? De ce acuzativă? De ce ai făcut asta? De ce ți-e frică? Una, copilul în primul rând nu știe neapărat de ce am un comportament. De ce țipi? Dacă aș ști să o spună în cuvinte, n-am mai țipat. Ar exprima direct cum doresc să. De ce nu dorm singur? Nu o poate verbaliza, nu conștientizează de ce. Dar poți să spui ce te determină să? Sau cu ce crezi că aș putea să te ajut ca să? Sau ți-ai dorit ceva anume la care crezi că eu te-aș putea ajuta? Deci, să-l scoatem pe de ce și să-l înlocuim cu ce te determină să. Ce sau ce crezi că te-a putea ajuta să. Ca și adult, ca să vă propun o tehnică de satisfacerea propriilor nevoi, că părinții nu mai au grijă de nevoia noastră de a fi valorizat, vă propun să vă faceți să-ți faci, dacă ai tu această nevoie, un bol, să spun, pe la tine acasă, o vază sau așa, o farfurie adâncă, ce-ți dorești, în care să-ți pui mesajele pe care ți le-ai dori să le primești de la ceilalți. Nu știu, ai făcut o prăjitură senzațională, toată lumea mănâncă și nimeni nu spune și poate așteptai, wow, genial, prăjitură din asta n-am mai mâncat decât la Capșa în 1920. Sigur nu făceau așa. Dacă asta ți-ai fi dorit tu să auzi, pui pe hârtie între ghilimele și zici, wow, așa o prăjitură, n-am mai mâncat de când. Și îți pui în bol mesajul care
Păi la ce se umple acest bol? O să vezi că se umple. Îți garantez. Am experimentat. Da? Deci vă invit să aveți grijă de nevoile voastre, iar la copii să nu conteniți cu laudele. Aici bemol, da? Deci nu mă duc și spun bravo, totul proporționat cu vârsta, da? Dacă îi spun bravo că a făcut la uliță, da, la 2 ani, e ok. Dacă îi spun bravo că a făcut la uliță la 7 ani, nu e ok, da? Nu devalorizați bravo, da? Atunci în care, într-adevăr, e ceva inedit, e ceva nou, e ceva în care el a depus un efort, da? Încurajați efortul și nu rezultatul efortului, da? Nu nota, vai, wow, ai luat STB, super, da? Deci, wow, mi închipui că te-ai strălui. Nu, a fost foarte simplu. Ei, sunt mândră de tine. Văd că pricep repede, mă bucur. Deci astea sunt, mulțumesc, cele 10 nevoi relaționale, mulțumesc de participare și că vi le-ați afirmat dinamismul, da? Cele 10 nevoi relaționale, nevoile relaționale le-am pus aici, cele după piramida lui Maslow, care mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți. Deci la acestea, formă piramidală, Jacques Salomé le-a așezat și a adăugat altele și le-a așezat în formă orizontală, în sensul că toate au cele relaționale aceeași valoare, importanță. Le-am evidențiat pe fiecare, le-am vizualizat cu ajutorul vostru. Cred că faptul că ați venit aici în această seară este un semn extraordinar că vă doriți să cultivați relații sănătoase cu părinții, cu copiii voștri. Sunt convinsă că sunteți în seara asta un pas mai mult către un părinte din ce în ce mai bun și mai bun decât ați venit acum în urmă cu 2 ore și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, că doriți o seară excelentă și să ne vedem sănătoși cu bine.